Mai ușor cu finanțările pentru echipa de fotbal a orașului. Primarul Radu Căpulnașiu spune că echipa este susținută din bani publici și autoritățile nu își mai permit să-i arunce pe degeaba. Edilul este deranjat cel mai tare de jocul slab al fotbaliștilor și de rezultatele pe măsură obținute în ultima vreme. În retur, zăloanii s-au ales cu 4 înfrângeri consecutive, care nu justifică bugetul de 7 miliarde de lei vechi al echipei. Mesajul primarului este unul foarte clar. Acesta a declarat pentru Sportul Sălăjan că dacă lucrurile nu se vor corecta la FC Zalău, se va umbla la buget. Adică se va tăia din salariile jucătorilor și a celor care trăiesc de pe urma clubului. Radu Căpulnașiu susține că banii pe care îi primește echipa de la primărie și de la Consiliul Local i-ar permite acesteia să se bată pentru primele locuri în Liga a treia, în loc să fie în a doua jumătate a clasamentului.